ca să știi face ceva de când ne naștem, trebuie să înveți. Un bebelaș când se naște nu știe să meargă în picioare. Trebuie să învețe să meargă în picioare. Nu știe să vorbească, trebuie să învețe să vorbească. Creștem mari și mergem la școli ca să învățăm ceva. Poate să învățăm o meserie, o profesie, ceva. Trebuie toată viața noastră să învățăm. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar pentru a fi noi foarte deștepți, pentru a cunoaște acest cuvânt pe de rost. Poate pentru a putea purta diferite discuții filozofice, teologice sau de orice altă natură, pentru că Scriptura este plină de informație din multe domenii. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru a ne învăța să trăim și să trăim așa cum Dumnezeu dorește să trăiască copiii săi. David trece atunci când scrie psalmul acesta și cei de dinainte, psalmul 3 și psalmul 4, de fapt în psalmul 3 titlul este că este făcut psalmul acesta cu prilejul fugii dinaintea fiului său, Absalom. David trece printr-o perioadă dificilă din viața lui. Și în această perioadă dificilă, David scrie psalmii aceștia. Scriptura este plină de învățătură pentru noi, pentru momentele când vom trece prin necaz, prin încercare, prin perioade dificile din viața noastră. Și problema nu se pune dacă vom trece prin necazuri și prin probleme. Avem siguranța aceasta. Și o avem pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune că mântuirea și binecuvântările Lui și urmarea Lui vine odată cu prigonirile. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. Unii încearcă să îndulcească Evanghelia lui Hristos și să spună că totul va fi bine dacă te pocăiești, nu vei avea necazuri, nu vei fi bolnav, nu vei fi sărac, totul îți va merge ca pe roate. Scriptura spune altceva. Domnul Hristos spune că în lume veți avea necazuri. În lume veți fi prigoniți. Dacă au făcut asta, adică ceea ce au făcut Domnului Hristos, dacă au făcut asta copacului verde, atunci ce se va întâmpla cu cel uscat? În lume vom trece prin necazuri, prin prigoniri, prin momente grele. Întrebarea nu este dacă, ci întrebarea este cum vom trece prin probleme și prin necazuri. Cum vom trece prin acea perioadă grea din viața noastră și care va fi rezultatul? Ce va lucra acel necaz în viața noastră? Pentru că există două posibilități. Există posibilitatea ca necazul în viața unui om să-l îndepărteze de Dumnezeu și există posibilitatea ca în viața altui om necazul să-l apropie de Dumnezeu. Aceasta este și acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundem. Și uitându-ne în psalmul acesta, vom vedea cum reacționează David în perioada aceasta de necaz și ar trebui să învățăm din felul cum trăiește David și ce face David în necazul lui. Pentru noi, pentru cei care suntem mântuiți, frați și surori, pentru copiii lui Dumnezeu de pretutindeni, principiul după care ar trebui să gândim și să trăim atunci când vine necazul în viața noastră ar trebui să fie ceea ce apostolul ne spune în Evrei în capitolul 12.
și împreună cu fratele Andrei am studiat Evrei, dar în capitolul 12 apostolul spune acolo că Dumnezeu, în necaz, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Acum, nu toți de aici, dar majoritatea dintre noi avem copii. Care dintre dumneavoastră, având copii, atunci când v-a fost copilul bolnav, nu v-ați fi dorit să fiți în locul lui? Numai să nu-l vedeți că suferă. Gândiți-vă dacă Scriptura spune că Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Credeți că lui Dumnezeu îi face plăcere să ne treacă prin încercările acelea, să ne dea acel necaz? Nu-i face plăcere, frați și surori. Vom vedea în Scripturi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că lui Dumnezeu nu-i place să facă necaz. Dar spune cuvântul în Evrei, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și apoi, ca să ne lămurească, ne arată cum s-au purtat părinții noștri cu noi și cum ne-au disciplinat ei. Și apoi apostolul spune că ei, părinții noștri, ne-au disciplinat așa cum au crezut ei de cuviință. Dar Dumnezeu ne trece prin încercare și ne disciplinează în încercare pentru a ne face părtași slavei Lui. Acesta este scopul lui Dumnezeu, de aceea ne trece Dumnezeu prin încercare și prin necaz. Și acum, haideți să vedem din psalmul pe care l-am citit, psalmul 5, cum reacționează David în încercare. Un pic, câteva cuvinte despre contextul acesta. David, am putea spune că noi, niciunul dintre noi n-am păcătuit cât în felul cum a păcătuit David. Și așa de grav. Totuși, Dumnezeu spune despre el, înainte de a păcătui David, spune despre el că am găsit pe David, fiul lui Isai, om după inima mea. Oare nu știa Dumnezeu că ce va face David? Nu știa Dumnezeu cum va păcătui David? Și totuși spune despre el că este un om după inima lui. David a păcătuit grav, foarte grav. Și trimițându-l pe Natan, pe prorocul Natan, Dumnezeu trimițându-l pe Natan la David, îi spune lui David și David recunoaște că a păcătuit. Și Natan îi spune, nu vei muri, Dumnezeu te iartă, pentru că te pocăiești. Te iartă Dumnezeu, dar pedeapsa va veni. Nu pot, spune Dumnezeu, și despre poporul Israel, nu pot să nu te pedepsesc, pentru că n-aș fi drept dacă nu te-aș pedepsi, dacă ai greșit. Noi cu copiii noștri, la fel procedăm. Nu poți să nu-l pedepsești pe copil. Trebuie pedepsit, pentru că în felul acesta învață. Nu pot să nu te pedepsesc. Dumnezeu te iartă, dar din casa ta, din casa ta, voi ridica oamenii împotriva ta, îi spune Dumnezeu lui David. Și Absalom, fiul lui David, se răzvrătește împotriva lui David, îi ia tronul și acum David din împărat ajunge un fugar. Și în contextul acesta scrie cuvintele acestea, scrie psalmii aceștia. Ce face David? Sau ce trebuie să facem noi atunci când trecem prin necaz? În primul și în primul rând vine cu problema lui înaintea lui Dumnezeu. Strigă la Dumnezeu, plânge, suspină, cere ajutorul lui Dumnezeu. Psalmul 4:1. Răspunde-mi când strig, Dumnezeu neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine. Ascultă-mi rugăciunea. Psalmul 5:1-2. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinele mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. În primul și în primul rând, știind
că Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii, știind că scopul lui Dumnezeu este să ne facă părtași slavei Lui, nu avem altceva de făcut decât să venim cu problema noastră, cu necazul nostru, înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 4:8, David se culcă cu rugăciune. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Iar în Psalmul 5:3, David se scoală de dimineață în rugăciune. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Ce învățăm de aici? Oricând, oriunde, în orice loc, cu orice ocazie, putem să venim înaintea lui Dumnezeu. Putem să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Avem un om care lucrează cu noi și soția lui este bolnavă de cancer, are cancer. Și tot se duce într-un sat aici undeva unde există un preot, tot se duce cu nevastă să acolo la preotul respectiv să se roage pentru ea, să o vindece, să, mă rog, ce se întâmplă în astfel de situații. David nu face așa. Noi nu trebuie să facem așa. Nu aceasta e metoda. David se culcă în rugăciune, se scoală în rugăciune. Noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu necazul nostru, cu boala noastră, cu problemele noastre. Și așa cum spune David, vin dimineața în rugăciune înaintea Ta, Doamne. Îți spun păsul meu, îți spun problema mea și aștept. Aștept. Oriunde am fi, așa cum am spus, la muncă, în călătorie, acasă, pe stradă, oriunde, putem să ne înălțăm gândul către Dumnezeu. Și Dumnezeu, așa cum a auzit murmurul lui Ana, aude și gândul nostru și cunoaște gândul nostru. Ieremia, în plângerile sale, în capitolul 3, spune în versetul 26 că bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Înainte spune că Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El și cu sufletul care îl caută. Și apoi spune, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Mulți fac foarte mare gălăgie și, să spun așa, să dau un spectacol cu credincioșia și cu credința lor și cu pocăința lor. Sunt așa de vocali, așa de vizibili în manifestările lor, încât chiar îți pui întrebarea, oare chiar așa de sfinți sunt oamenii ăștia? David, Ieremia spun, e bine să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Spune-i necazul tău, spune-i problema ta, și apoi nu te da în spectacol. Așteaptă în tăcere că Dumnezeu, dacă este în planul său, va lucra. Ce-l face pe David să aibă atâta curaj și atâta încredere încât să vină înaintea lui Dumnezeu și să-i ceară să-i asculte rugăciunea, să-i asculte cererea, să-i asculte ceea ce are de spus? Faptul că îl cunoaște pe Dumnezeu așa cum este Dumnezeu, în primul și în primul rând. Oamenii, așa cum știm în România, nu știu, 90 și ceva la sută sunt creștini. Sunt creștini, dar foarte puțini sunt cei care îl cunosc pe Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu. Foarte puțini sunt dintre cei care își spun pocăiți, care îl cunosc pe Dumnezeu așa cum este Dumnezeu. Sunt biserici și în care trăiesc zeci de ani credincioșii, în care se predică doar despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Și nu se predică versetele acestea
și din psalmul acesta și din alte parte unde spune că Dumnezeu urăște pe cei ce fac rău. Nu, Dumnezeu îi iubește. Îl iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. Ca și cum ar putea fi despărțit păcătosul de păcat. Ca și cum păcatul ar fi acolo și păcătosul aici. N-au legătură unul cu celălalt. David îl cunoaște pe Dumnezeu așa cum este Dumnezeu. În 4:1 spune: răspunde-mi când strig, Dumnezeu neprihănirii mele. Dumnezeul neprihănirii mele, zice David. Uitați ce spune David în Psalmul 14. Începând cu versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei care săvârșesc fără de legea. Asta e părerea lui David despre oameni și acesta e adevărul despre oameni. Nu este niciunul, niciunul măcar, spune Pavel în Romani, care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este niciunul. Și totuși David zice, Dumnezeu neprihănirii mele. David îl cunoștea pe Dumnezeu, David știa că el este un nimeni și un nimic, dar îl cunoștea pe Dumnezeu. Și știa că Dumnezeu este cel care are milă de el. Dumnezeu a rezolvat această dilemă, această problemă. Și, așa cum spune Pavel, Pavel zice în Romani că nu este niciunul, niciunul. Dar în 2 Corinteni, în capitolul 5, cu versetul 21, spune că pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi, la rândul nostru, să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, adică în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a rezolvat problema aceasta prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Și toți cei ce cred în El, în jertfa Lui, sunt iertați de păcat și Dumnezeu este Dumnezeul neprihănirilor. În versetul 5:2 spune David, ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu. David era împărat. Foarte mulți oameni îl iau pe Dumnezeu așa ca, nu știu, ca o umbrelă de vreme rea. Când plouă, deschidem umbrela. Când suntem în necaz, Doamne, Doamne. Și cu asta basta. Nu mai avem treabă cu Dumnezeu. Peste o vreme vine iar necazul, din nou, Doamne, Doamne. Nu. David era împărat și totuși el știe că Dumnezeu este împăratul lui. El știe că Dumnezeu este cel care îi pune pe împărați și îi dă jos pe împărați. David îl cunoștea pe Dumnezeu așa cum este. Și haideți să ne uităm acum ce știa David despre Dumnezeu, din psalmul acesta. Versetul 4 spune că și tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. David știa despre Dumnezeu și îl cunoștea pe Dumnezeu și știa că lui Dumnezeu nu-i place să facă răul. Tot în plângeri, în plângerile lui Ieremia, în același capitol 3, haideți să ne uităm. În continuare, versetul 27 spune, este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări, căci Domnul nu-l leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare, căci el, adică Dumnezeu, nu necăjește cu plăcere
nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. David știa despre Dumnezeu că e un Dumnezeu căruia nu-i face plăcere să mâhnească pe oameni. Nu-i face plăcere să necăjească. Nu-i face plăcere să dea boală, necaz și așa mai departe. David cunoștea lucrul acesta despre Dumnezeu. Dar știa în același timp ceea ce spunea apostolul, ce am amintit mai înainte în Evrei, capitolul 12. Știa în același timp că dacă Dumnezeu îngăduie încercarea, dacă Dumnezeu lasă încercarea în viața noastră, o lasă cu un scop. Și cum ziceam la început, aceasta ar trebui să fie întrebarea pe care să ne o punem atunci când suntem în necaz. Oare cum ies din necaz? Am intrat în necaz cu o anume gândire și cum ies? Când se termină necazul, ce fel de om sunt? Necazul acesta m-a apropiat de Dumnezeu sau m-a îndepărtat de Dumnezeu? Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu întotdeauna dorește binele copiilor săi. Acum, Dumnezeu este binele absolut și El cunoaște binele absolut. Noi cunoaștem binele relativ. Pentru noi este bine, nu știu, dacă suntem sănătoși. Poate pentru Dumnezeu nu este bine că suntem sănătoși. Pentru noi este bine că ne-a reușit copilul la examen. Poate că pentru Dumnezeu nu este bine lucrul acesta. Pentru noi binele este relativ. Dacă Dumnezeu spune că necazul și încercarea o lasă în viața noastră pentru binele nostru, atunci acel bine este acel bine veșnic care Dumnezeu l-a hotărât pentru noi. Și pentru ca să ajungem la acel bine veșnic, Dumnezeu lucrează după planul Lui în viața fiecăruia dintre noi. Ce mai știa David despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Tot în Psalmul 14, ca să vedem, pentru că noi atunci când citim aici, de exemplu, că nebunii nu pot sta în preajma lui Dumnezeu, noi când auzim cuvântul nebun, ne gândim la un om care nu este în deplinătatea facultăților lui mentale. Asta e primul gând care ne vine nouă când vorbim despre nebuni. Uitați ce spune Scriptura, tot în Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Biblia ne dă altă definiție despre nebun. Nu unul care s-a dereglat, ci unul care spune în inima lui și în mintea lui și în viața lui și în trăirea lui că nu este Dumnezeu. Pentru Biblie, pentru Dumnezeu, acesta e nebunul. Acesta e un om nebun. Nebunul acesta nu poate să stea în preajma lui Dumnezeu. Este logic. El care spune că nu este Dumnezeu, nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu, în preajma lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Nouă parcă ne este frică să vorbim despre astfel de versete și multe biserici nu se predică și nu se vorbește niciodată despre astfel de despre versete de genul acesta, pentru că așa cum ziceam înainte, bisericile acestea sunt biserici unde se predică numai dragostea lui Dumnezeu și că Dumnezeu este dragoste. Și ne este frică că nu putem să armonizăm cumva ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune în predica de pe munte. În Matei, în capitolul 5, începând așa în predica de pe munte, Domnul Iisus vorbește de la versetul 38 despre suferirea răului și iubirea vrășmașilor. Și atunci, citind acolo, în Psalmul 5, că Dumnezeu îl urăște pe nebun,
pe cei ce fac rău, pe cei ce varsă sânge, pe cei care păcătuiesc. Venim în Matei, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre iubirea vrăjmașului și nu le putem pune împreună. Păi aici zice că Dumnezeu îi urăște pe ăștia și nouă Dumnezeu ne cere să-i iubim. Uitând sau nevrând să înțelegem că unul singur este Dumnezeu, iar noi suntem oameni. În Psalmul 115 spune cuvântul Domnului că Dumnezeu este în cer, locuiește în cer și face ce vrea. Este singurul care face ce vrea. Noi credem că facem ce vrem, dar nu facem ce vrem. Noi suntem, așa cum Pavel vorbește în Romani, ori robi ai lui Dumnezeu, ori robi ai satanei. Ori ascultăm de Dumnezeu, ori ascultăm de satana. Noi nu facem ce vrem, nu putem face ce vrem. În Matei, în capitolul 5, versetele acestea de la 38 și până la 48, 10 versete, Domnul Iisus vorbește despre iubirea vrăjmașului, suferirea răului și Domnul spune aici, celui ce îți cere, dă-i, oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa, și așa mai departe, iubiți pe vrăjmașii voștri, spune Domnul Iisus, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Dar nicăieri în versetele acestea, nicăieri, Domnul Iisus Hristos nu spune iubiți-i pe cei care îl urăsc pe Dumnezeu. Spune iubește-l pe cel care te urăște pe tine. Dacă îți aruncă în cap o piatră, tu aruncă-i o pâine. Dar nicăieri nu spune iubește-l pe cel care îl urăște pe Dumnezeu, iubește-l pe cel care terfelește Evanghelia. Nu spune nicăieri Domnul Iisus așa ceva. Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 1, e foarte dur acolo. Vine și spune că dacă vine cineva, sau chiar eu, dacă aș veni, spune Pavel, sau un înger, sau altcineva, să vă aduc o altă evanghelie, să fie anatema. Când a fost problema lui Petru, când n-a mai vrut să stea la masă cu cei dintre neamuri, Pavel i-a spus-o verde în față. Greșești. Deci, ideea este că noi trebuie să iertăm pe cei care ne fac nouă răul, pe cei care ne fac necazuri, dar nicăieri în Scriptură nu ni se spune că noi trebuie să iubim și să iertăm pe cei care îl urăsc pe Dumnezeu, care îl batjocoresc pe Dumnezeu, care batjocoresc Evanghelia. Nicăieri nu ni se spune așa ceva. David știa despre Dumnezeu că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu drept care nu poate vedea păcatul și nebunii și cei păcătoși nu pot să stea în preajma lui Dumnezeu. David mai știa că Dumnezeu este în controlul vieții lui. În versetul 7 spune, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Dumnezeu este în controlul istoriei, dar cu aceasta, pe noi nu ne încălzește asta cu nimic. Pentru că poate oricine poate să recunoască, da, Dumnezeu controlează istoria. Noi trebuie să știm că Dumnezeu ține în mâna Lui viața noastră, controlează istoria vieții noastre. Asta este important. Și David știa lucrul acesta și zice, dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Faptul că suntem dimineață, acum, aici, nu este pentru că așa am vrut noi. Este pentru că Dumnezeu ne-a dat și voința și ne-a dat și înfăptuirea. Dumnezeu a fost acela care ne-a dat gândul,
și ne-a dat puterea să ne ridicăm din pat și să venim la închinare. David știa lucrul acesta. Prin îndurarea ta cea mare, spune David, eu am putut să intru în templul tău cel sfânt și să mă închin. Și să mă închin cu frică. Să mă închin cu frică. Nu să fac spectacol, nu să placă publicului, nu să primesc aplaude, ci să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Să vin la închinare și să mă închin așa cum tu dorești să se închine cei care se închină înaintea ta. Închinarea unui astfel de om care îl cunoaște pe Dumnezeu așa cum este Dumnezeu, nu poate fi orice fel de închinare. Dacă ești conștient că Dumnezeu controlează istoria vieții tale, dacă ești conștient că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, nu poți să te închini oricum. Trebuie să te închini cu frică și cu tremur. Acum, David se roagă înaintea lui Dumnezeu, David îl recunoaște și își exprimă gândurile lui despre Dumnezeu, cine este Dumnezeu, și acum cere ceva. Și ce cere David în rugăciunea lui? Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei. Căci nu este nimic adevărat în gura lor, inima le este plină de răutate, gâdlejul este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule. Fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, că se răzvrătesc împotriva ta. Vine David în mijlocul necazului său, vine înaintea lui Dumnezeu și îi cere ceva. Și zice, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Noi am venit și am zice, Doamne, i-am durerea că nu mai pot. Mă doare de nu mai pot. I-am durerea. David ar fi putut zice, Doamne, du-mă înapoi în Ierusalim. Să fiu din nou patron. David vine și zice, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Din pricina vrăjmașilor mei. Ce vrea David să spună de fapt aici? Doamne, s-ar putea ca din pricina celor care mă asupresc, din pricina fiului meu, Absalom, a celor care sunt cu el, din pricina faptului că a trebuit să părăsesc tronul și Ierusalimul și acum prin pustiu, prin pește, din toate motivele acestea și încă multe altele, s-ar putea să mă îndepărtez de tine. S-ar putea să cad de pe calea ta. Dar, Doamne, călăuzește-mă Tu pe calea ta. Ține-mă Tu pe calea veșniciei. Ține-mă Tu lângă tine. Pentru că necazul e mare. Problemele sunt grave. S-ar putea să mă depărtez de tine. Și eu vin nu să-ți cer, Doamne, scapă-mă, ci, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție, din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, zice David. Și apoi, în versetul 10, ajunge și la vrăjmaș. Ajunge și la durerea lui. Ajungem să-i spunem lui Dumnezeu și durerea concretă pe care o avem. Și nu-i blând David cu dușmanii lui. Și zice, lovește-i, fă-i să cadă, prăbușește-i, Doamne. Dar din nou, David nu zice din pricina mea. Nu zice, Doamne, lovește-i, Doamne, prăbușește-i, Doamne, fă-i să dispară pentru că m-au alungat după tron. M-au scos din cetate, vor să mă omoare. Nu, zice,
că și să răzvrătesc împotriva ta, Doamne. Oamenii aceștia se răzvrătesc împotriva ta. Pentru că nu-i nimic adevărat în gura lor, inima le este plină de răutate, gâdlejul le este un mormânt deschis și pe limbă au numai vorbe lingușitoare. Ați întâlnit astfel de oameni, așa în preajma voastră uneori, care atunci când vorbesc cu tine nu mai mere. Și în spate, sau când vorbesc cu altcineva, a, ăla, las că-l știu eu. Așa, așa, așa și așa. Un astfel de om, oare se răzvrătește împotriva omului despre care vorbește în felul acesta? Un astfel de om se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Bârfa-i păcat, a vorbit de rău pe cineva este păcat, este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. David cere această călăuzire ca să nu cadă de pe calea Domnului. David cere izbăvire din necazul lui, din problema lui, dar nu uită că toată această istorie și oamenii aceștia procedând în felul acesta se răzvrătesc de fapt împotriva lui Dumnezeu. Care este efectul unei astfel de trăiri în încercare? Uitați ce spune versetele 11 și 12. Atunci, toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjur cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Un astfel de om care pune problema sa în mâna lui Dumnezeu, care știe că Dumnezeu este Dumnezeul neprihănirii lui, care știe că Dumnezeu este împăratul lui, care știe că Dumnezeu ține mâna lui viața acelui om și istoria vieții lui. Un astfel de om care așteaptă în tăcere răspunsul lui Dumnezeu, un astfel de om va avea bucurie, va avea pace, se va veseli totdeauna, pentru că într-un final omul acesta știe că tu, Doamne, binecuvintezi pe cel neprihănit. Tu îl înconjori cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Și știe că orice s-ar întâmpla în viața lui, indiferent că este necaz, că este bucurie, că-s probleme, că este totul ok și totul bine, Dumnezeu este în control și că pentru El, El care este un copil al lui Dumnezeu, tot ceea ce vine din mâna lui Dumnezeu este bun și desăvârșit. În felul acesta m-am gândit că ar trebui să trecem și noi prin probleme. Nu vom scăpa de necazuri, nu vom scăpa de probleme. Dar felul cum trecem prin necaz, felul cum gândim viața noastră atunci când suntem în necaz, felul acesta are impact asupra vieții noastre. Dacă ne dăm cu capul de pereți că au venit problemele peste noi, nu rezolvăm nimic. Ba din potrivă, prin aceasta arătăm ce Dumnezeu slab avem. Un Dumnezeu care nu poate să ne rezolve necazurile și problemele. Și din potrivă, dacă încrederea noastră crește în Dumnezeu și dacă spunem și noi, cum ați spus Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, atunci tot la fel, cum Dumnezeu se mândrea cu Iov, Dumnezeu se va mândri cu fiecare dintre noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și puterea, pentru că și înțelepciunea și puterea vin de la El, ca în felul acesta să trăim viața noastră și Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Amin.